Ministrul interimar al Justiției este chiar la această oră în minister pentru a finaliza actele privind extrădarea lui Mazăre. Situația lui Radu Mazăre în închisoarea din Madagascar nu e deloc una liniștitoare pentru el. Gândiți-vă că e un loc unde mulți oameni sunt subnutriți, așa cum reiese chiar dintr-un material realizat de Crucea Roșie despre pușcăria de acolo. În plus, ciuma continuă să facă victime în Madagascar, iar epidemia de rujeolă a făcut mai mult de 1000 de morți. Mazăre află luni dacă va fi eliberat sau extradat în România, unde s-ar putea să ajungă în arestul pe care l-a numit Beciul Domnesc. Iată ce spunea fostul primar la eliberare înainte să fugă în Madagascar. Cu domnul Rușanu ați vorbit, am înțeles că a stat în aceeași celulă. Da, cu unchiul cum să nu. Am vorbit, ți-am zis că i-am spus brezic, dar nu mai sfărăi de malat dracu noapte, zic, dar nu te-a mai țățit, nu ți-a mai zis nimic. Îi urez și lui baftă și celorlalți de acolo.